Mircea Munteanu a postat în 2012 pe pagina sa de Facebook mesajul Arvet McFry. Asta să înțeleagă protestatarii. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat și l-a amendat pe fostul director al Cancelariei Prefectului Județului Mureș cu 1000 de lei, pe motiv că fapta constituie o propagandă naționalistă care aduce atingere demnității umane și creează o atmosferă degradantă, umilitoare și ofensatoare îndreptată împotriva grupului de protestatari. Mircea Munteanu a contestat amenda, iar recent, în Alta Curte de Casație și Justiție, a menținut hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș prin respingerea recursului declarat de ex-directorul de cancelarie. Completul de judecată de la prima instanță hotărâse că pagina de Facebook a fiecărui utilizator este spațiu public și a dat câștig de cauză CNCD. Contactat de redacția de știri a televiziunii Târgu Mureș, Mircea Munteanu nu a dorit să comenteze în vreun fel decizia în alte curți. Deputatul Vasile Gliga, proaspăt numit în Comisia de IT din Camera Deputaților, susține că mereu a fost atent la ceea ce a postat pe pagina sa de socializare. Ca persoană publică, oricum a fost atent și până acum așa. Într-adevăr, eu mă aș duce totuși pe parte pozitivă. Deci, într-un caz, nu voi marșa pe un mesaj negativ niciodată și nu vreau să fiu decât ceea ce sunt, nu ce s-ar dori alții sau... Expresia Arbet Macht Frei este un mesaj pe care îl foloseau naziștii prin afișarea la intrarea în lagărele de concentrare.